Donnilor, Sara din Austria. Președintele juriului. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara. Urmează să dăm un premiu și în orice premiu. Premiul întâi. Doamnelor și domnilor. O voce romantică, o prezență romantică, o privire albastră. O voce care transmite sentimente. Este foarte emoționant ceea ce face. Ea se numește Sara de Blu din Austria. Sara de Blu din Austria. Congratulations, Sara! Extraordinary! Cei mai frumoși ochi albaștri ai festivalului! Așadar, aplauze pentru Sara. Are de acum un titlu de invidiat în palmares. Mulțumesc! Locul întâi la Cerbul de Aur 2019! Ea va reveni imediat pe scenă cu o nouă piesă. Până atunci, haideți să vedem motivația juriului! Sara este un artist de mare sensibilitate, cu o voce a cărei claritate vine și din faptul că nu are vibrato și este un pic deosebită față de acelorlalți. Trebuie să recunoaștem că are o prezență extraordinară și reușește să transmită o emoție celor din fața ei. Cred că asta a fost statuia ei. Sara, secondo me, è una ragazza che può fare qualcosa in Europa. Ha una dolcezza nella voce e ha una timbrica particolare.